Aici e Steaua, salutare steliști, salutare urmăritori. Steaua, istoria continuă. 1983, anul primului transfer al lui Gheorghe Hagi la Steaua. Sfinxul Ion Alexandrescu era la Znagov, la baza de pregătire a Luceafărului și l-a remarcat pe Hagi. La o săptămână, Hagi se întâlnea cu comandantul clubului sportiv al Armatei Steaua, Ion Aurel, în sala de consiliu din Plevnei. Acolo, generalul Gomoiu îi cita lui Gică Hagi ordinul semnat de ministrul Olteanul, prin care era promovat plutonier major din vara lui 1983, când Hagi termina liceul și urma să ajungă la Steaua. Gică Hagi nu era prea sigur, visul lui de mic era să joace la Steaua. Ținea cu Steaua de mic copil vrăjit de fentele lui Iordănescu și pasele lui Liță Dumitru, își scria numărul 10 pe tricouri și își desemna emblema militarilor. Acum era în fața faptului de a evolua unde visa, însă își dorea să facă și o facultate, mirajul stelei a fost mai puternic, iar Gică Hagi semna cu Steaua. Semnătura lui Hagi nu avea valoare, el fiind minor la acel moment, avea nevoie de aprobarea părinților. La o lună după demersul steliștilor, vicepreședintele clubului Sportul Studențesc Eugen Panciu a intervenit, a luat legătura cu familia lui și i-a convins că Gica a făcut o greșeală, Steaua nu poate băga la facultate și armata nu poate face la șmotru. Le-a garantat că va fi admis la Facultatea de Educație Fizică și Sport, iar toate acestea l-au convins chiar pe Gică să trimită o scrisoare în care renunță la acordul de a evolua la Steaua pentru a deveni student. Văzând că Alexandrescu l-a pierdut pe Hagi la 6 luni distanță, a reușit să activeze posibilitatea ca jucătorii care vor să vină la Steaua să poată urma cursurile universitare ale Academiei de Tehnică Militară. Fragmente din cartea Super Steaua de Andrei Vochin. Sursa Steaua. Istoria continuă.